Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități. 1. Un subscribe ne-ar face mai vizibili și de asemenea și un like ar fi muy apreciado. Stăm de vorbă cu domnul Mihai Laurențiu Fuiorea, chitarist acum câteva vieți la celebra formație Terror Art din Craiova. Da, salutare. Erați ceva în Craiova ca Washington în anii 80. Exact, salutare. Da, a fost o mișcare serioasă acolo. Am aici un vinii, spun Velvet Underground, l-am botezat. Noroc. Salutare, eu am apă. Uite, să beau așa. Nimeni nu-i perfect. De sticlă. Ui, știi care e curiozitatea mea? Da. Era odată Bucureștiul, care avea o populație chiar și atunci peste media din țară. Și mai era, să zicem, Timișoara, care avea o legătură directă cu, cum îi zice, cu Occident. Cu Occidentul și cu schimbul ăsta de muzici, da. Știi? Că era relativ foarte aproape. Păi, da. Cum a ajuns punk-ul în Craiova? Erau niște mici mafii, știi? Adică le știu eu aici, la mine, prin Sălăjean, erau niște mici mafii de unde mai schimbai niște CD-uri și erau pe gășculețe și pe, cum îi zice, pe stiluri muzicale. Da, eu am mai spus-o asta, am mai spus-o și pe la Gherila și unele chestii pe care le-am mai făcut și eu în podcast. Punk-ul era, în Craiova erau câțiva punkeri. Nu știau de fapt foarte bine, așa, la 14-15 ani, prin anii 82, 83, 84, dintre care doi sau au devenit vizibili, ca să spun așa, și importanți pentru ce s-a întâmplat în Craiova. E vorba de Pălărie, și dacă știi Pălărie, Silviu Pălărie și Rocco Angel. Mm-hmm. Și Rocco Angel, de la Rocco știu, că el avea un unchi în Timișoara și în vacanțe, nu știu, la 14-15 ani, deci, repet, asta sunt, probabil erau anii 83, îl merge la Timișoara. Și s-a împrietenit cu niște băieți din centru, din centru Timișoara. Erau niște pancări. Pancării stăteau în centru în vremea aia, la o bere, prin parcuri și așa vorbi cu ei. S-a împrietenit cu, în primul rând, cu Nikici, vocalul de la Terror Art, cu Dan Nikici, un sârb din Timișoara, care a făcut istorie, se știe, în punk-ul din România și așa au început să se viziteze, să-și dea casete, s-au împrietenit și cam asta a fost. Bă, dar a ajuns treaba asta un soi de fenomen. Mie mi-a ajuns la urechi prin anii 90 de celebra gașcă de punkiști din Craiova, pe parte din voi vă și cunosc. Da, da, dar zic asta după anii 90, da, Craiova, băi, nu știu, Craiova era punk în anii 90. Au fost, într-adevăr, de peșar, de exemplu, și ascultam de peșmă prin clasa 6, dar în clasa 7, 8, prin intermediul frate meu, care îi cunoștea pe unii dintre punkării din Craiova, am ascultat și eu punk, erau foarte mulți punkări, extrem de mulți punkări, pur și simplu. Tineri, erau câțiva dinainte de Revoluție, că de ăștia voiam să spun, dar după anii 90, pur și nu îmi dau seama. Când m-a întrebat odată Iulian Tănase de unde a apărut, i-am spus că din nimic. Nu am o explicație de ce în Craiova s-a prizat punk-ul și mai mult decât... Măi, un testosteron este în Craiova, adică se știe, se spunea, cel puțin prin anii 90, spunea, băi, Craiova e cumva stat în stat. Da, da. Ernu o leagă un pic de haiducia oltenească, noi suntem... într-adevăr, mult mai puțin romantici ca moldovenii. Am prizat, repet termenul și îmi place, că chiar am prizat punk și alcool. Da, da, eram punkeri, ne place, ne-a plăcut viața în stradă, dar nu numai noi o făceam. Dar pur și simplu am reverberat cu punk-ul. Dar eu am o idee. Punk-ul adevărat în România apare prin post-punk. Adică, sau cel puțin în Craiova, noi în anii 90 ascultam mult mai mult trupe de post-punk decât punk. Adică toți eram... Craiova a avut așa o tentă intelectuală, pentru că eram foarte bun prieten cu unii poeți pe acolo și ne strângeam, de exemplu, Ionel Ciupureanu, care a și făcut texte, multe texte pentru Terror Art. Și era așa cumva un punk
intelectual. Și atunci ascultam mult mai mult Joy Division, Bauhaus, Neubauten, Swans, Sonic Youth, decât să spunem punk-ul, rock-ul clasic. Evident, ascultam și punk rock, mai ales la cheful. Astea sunt clasice deja acum. Știu că vă difuzam la radio pe la începutul. Revenim imediat că vreau să spun o chestie în continuare. Pe la începutul anilor 2000 intrasem, ți-am trimis și poză cu CD-ul pe care încă l-am. Da, și vă tot dădeam la radio, aveam o emisiune pe Radio Activ FM care și-a atins maximum de celebritate, 5 ani am ținut-o în fiecare joi noaptea până la 5 dimineața stăteam și puneam muzici acolo. Și și-a atins apogeul când pe Tele 7 ABC, că ținea de Tele 7, intra Mira la ora 12 noaptea și băgau radio-ul. Și atunci m-am auzit în țară și am primit telefonul la Vâlcea, da, a fost absurdul situației. Dar aveam o discuție la un moment dat cu Eugen Huț de la Gogol Bordello, care el îmi spunea, zice, bă, la mine a fost o contradicție mult timp, pentru că eu am fost alergător de performanță în toată activitatea mea de liceu, da, realmente alergător de performanță, și a început să ascult punk, Joy Division, The Fall, zona asta zice, și toți arătau foarte bolnăvicioși. Și nu, era o contradicție, că nu reușeam cumva să mă integrez în povestea asta. Absolut cuceritoare ca ambalaj. Da, na, și noi am reverberat cu mai ales fiind adolescenți, știi că supralicităm suferințele, supralicităm iubirile, supralicităm tot ce ni se întâmplă nou, intelectual și afectiv, are grade în plus, ca să spun așa, ca la tării. Așa cred că și de asta ascultam foarte mult, să spunem, post-punk-ul ăsta, mult mai intimist, îi zic eu, mai negru, mai dark. Nu chiar gotic, nu ajunsesem în perioada aia să facem diferențe atât de bune, dar... Cumva mai autentic, pentru că lumea am văzut de să confunde punk-ul de pildă cu Green Day. Green Day e mai mult pop. Noi am invitat, Craiova a fost cumva foarte elitistă din punctul de vedere. Îmi amintesc aici să dau din casă la un concert în Timișoara, unde a ieșit și un mare scandal, am mai povestit de el, cu câțiva naziști, nazi punk, cum le spuneam noi. Aveam și așa ceva, uite, asta n-am știut. O, da, a ieșit un conflict cu noi, împreună cu cei din Timișoara, că... Apropo, noi am fost foarte buni prieteni cu cei din Timișoara, n-am avut concurențe, așa cum am avut cu cei din București, un pic. Însă raportul Craiova, tocmai pentru că eram Nichi și venise în Craiova cu Teror Arta, mi-am cântat foarte des cu trupe din Timișoara, cu Haos în primul rând, dar și cu alții la festivalurile, mai ales din Timișoara, dar și în Craiova. În fine, la Sala Lira și au fost invitați și cei de la ZOB, dar... Noi nu i-am lăsat să cânte, nu noi din Teror Arta, dar spectatorii, pentru că au venit vreo 100 și ceva de punkeri din Craiova cu noi. Am niște fotografii extraordinare de atunci, din tren, din gara din Timișoara. În ce an era asta? Cred că 95-96. Secolul trecut. Secolul trecut, da. Și au cântat doar două piese, câțiva... Pogoiștii din Craiova și-au arătat fundul, s-au dezbrăcat, au dat cu niște sticle în ei, în fine, s-au scuipat un pic și ei au plecat și de la Haos. Și, da, apoi au venit spre final Nazi Punk, cum le erau trimiși, a fost un scandal destul de serios. Cred că cel mai serios la care am asistat eu în toată perioada mea adolescență punk. Și am mai cântat Cine Crezi, foarte interesant. Punk. Nu știu dacă știi, dar eu am făcut un film cu Vank. Da, nu știu. Nu. Documentarul pe care l-au scos acum 3 ani e făcut de mine. Vank a cântat atunci, aveau 14 ani. Cântau așa mai alternativ. Da, erau punkiși, da, știu. Da. Puțin mai soft, mai spre Nirvana, dar noi încercam să fim super underground, asta era idealul nostru, underground. N-am cântat niciodată pe bani, n-am, înregistrările au fost și astea făcute autonom, ca să spun așa. Ce voiam să te întreb, acum, din câte am văzut, ești profesor de filozofie, ești absolvent de filozofie, ai studiat, ți-ai făcut și niște studii în acest sens la Paris. Toată zona asta de punk, de pildă, și mai ales post-punk-ul, are un tip de deconstructivism la pachet, mai rezonezi cu treaba asta?
Da, foarte tare. Și o lucrare, m-am apucat să scriu câteva texte pe punk. Da, foarte tare. Eu sunt fan, ca să spun așa, că toți suntem la emisiune de muzică, filozofie franceză, contemporană. Când mai îi spunem, băi, contemporană, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida. Și pe mine m-au verbalizat foarte tare. Eu nu știam de ei până să ajung la facultate și m-au vorbit în momentul în care am citit și am descoperit filozofia franceză contemporană. Asta și datorită profului meu de acolo, Ciprian Mihali, care era tânăr și extrem de activ, venise de la un doctorat din Strasbourg, în fine. Dar da, există o legătură. Tot ce se scrie despre contracultură, de exemplu, sau de subcultură, cum se zice, contracultură, îmi place mie să spun, mai ales cu școala de la Birmingham, studiile subculturale, tot ce vine, să zicem, post-școala de la Chicago, tot ce astăzi putem numi studii subculturale, sunt influențate de postculturaliștii francezi, mai ales în Foucault, în analiza lui despre putere, iar pe mine mă interesează foarte tare, tocmai și în plus că am experiența punk de când sunt, nu știu, de la 13 ani, însă cred că se emulează foarte tare tot ceea ce a scris Foucault, în primul rând, de să spunem, experiențele subculturale sau contraculturale, pe care le spun eu, din anii 70, 80, 90. Nu numai punk, adică plecând chiar de la hippie, nu? Revoluția sexuală. Ăștia care conduc lumea astăzi, da. Da, și care conduc, da, se vorbește de eșecul mișcării hippie, dar și punk-ul, uităm totuși, sau uităm, se spune foarte, nu apare ca o mișcare politică inițial. Vreau să spun o poveste, pentru că am o dezamăgire în ceea ce privește toată povestea asta. Asta cu vârsta a venit, știi? Cum să spun, nu numai că nu pun botul, dar sunt împotriva genului ăsta de activism verde care se propagă astăzi cu Greta în frunte, da? Cu Greta trotineta, cum se spune. Mi se pare ceva total putred acolo, un soi de misionarism de ăsta foarte toxic. În fine, în anul de grație 2003 am ieșit pentru prima oară din țară și m-am dus la Sighet Festival. Și nu numai că m-am dus la Sighet Festival, dar în prima zi în care am fost impresionat, am încasat ceea ce presupune Occidentul prin Budapesta, prin faptul că e capitală de imperiu, știi? Dar seara am avut ocazia să vorbesc cu Patti Smith, care a venit la o conferință de presă și care avea cântare acolo. Eu, având de la acea vreme, aveam și emisiunea la radio, aveam un soi de cult pentru Patti Smith și faptul că am vorbit cu ea, măi, mi-a făcut ziua și uite, e și o poveste în zilele noastre. Ceea ce m-a dus în situația să urmăresc și pe ea, și pe Swans, și pe Noi Baută, și pe alții, pe social media. Băi, și s-o văd prinsă în povestea asta, vai, ne ceartă Greta, că i-am stricat planeta, în tot activismul ăsta. Și după ea, cum să spun, ea a fost între primii, după ea o armată de oameni. Și zic, bă, ce cu ăștia? Adică ce dracu li s-a întâmplat pe drum? Sau poate sunt eu, că na, m-am pus pe mine în situația. Bă, nu cred, cred că am instinctele bune. Da, nu-mi dau seama. Oricum, punkerii, mai ales anii 80 în America, sunt cumva inventatorii anumitor militantisme ecologice, ecologismul radical apare, din câte știu eu, dinspre mișcările punk. Nu știu dacă știi de Riot Girl. Adică feminismul de vârsta a treia, erau niște tipe care aveau niște trupe de hardcore extraordinare și extrem, extrem de militante și de... Gelo, da. Biafra, pe care acolo bănuiesc de comunism. Pe cine? Pe Biafra. Da, oricum, punk-ul e de stânga. Trebuie spus asta. Acum nu sunt puțin comuniști, mai ales revendicările de la stânga anarhistă. Dar, da, adică, ce să spun, asta cred că e și cel mai interesant, mie asta îmi place. Mm-hmm. Faptul că punkerii, și evident hipioții înainte, dar punkerii, după părerea mea, mai radical, au încercat un tip de comunitarism, nu spune comun, de comunitarism activist
și militant. Ce cred că s-a pierdut este tocmai forma grup. Cum am spus eu într-un text luat conceptul, să spunem, de la Félix Guattari, un psihanalist, un antipsihiatru de stânga, cel care a scris foarte mult cu Gilles Deleuze, s-a pierdut sentimentul ăsta al comunității. Ceea ce mi se pare nou că face Greta astăzi e tocmai că e o voce singulară. Dacă, și de asta și pronunțată, dacă ar fi fost întâlnit, sau dacă ar fi apărut mai degrabă într-un grup, într-o comunitate strânsă și serioasă. Acolo practic. Mai vin și lucrurile de la sine, nu se impun prin... Exact. Da. Atunci vocile fiind mai disipate sunt și mai mai neindividualizate. Și de aici sentimentul tău pe care probabil l-ai de misionarism, știu. Asta mi se pare mie foarte interesant, că Pancu aduce tocmai anonimizarea cumva indivizilor, dar în sensul neoliberal de atomizare, ci mai degrabă de faptul că, asta am spus eu peste tot, ceea ce e interesant în PAC este faptul că creativitatea, ca să spun așa, un termen tare, era comună. Nu era foarte important cine spune ceva anume și faptul că existam ca grup. De aici și forța Pancului, de aici și radicalitatea Pancului. Adică... De pildă, dacă faci un graffiti, da? În momentul în care ai pus o semnătură pe el, nu mai e neapărat de stânga, că l-ai individualizat. Exact. Există cumva, hai să forțăm așa, o moarte a autorului odată cu Panc. Iar Pancul tocmai asta face până la urmă, ceea ce încearcă primul, după părerea mea, Iggy Pop, în momentul în care el se opune hipioților, pentru că hipiotul devine hipioții de mestre, da. Exact, concerte singulare, spectacole mari și așa mai departe, pe când Iggy Pop, se spune asta în multe cărți, vrea să rupă relația între artist și public, el cântă din public, publicul vine la microfon, adică există această combinație între public și artă, scena e de fapt chiar în interiorul publicului, publicul dansează cu artistul, artistul își pierde într-un fel chipul. Și dacă ne gândim la artă, tot ce ține de fanzin, nu? De fanzine erau făcute la comun. Mi-am zis că în Craiova noi am făcut Revolta Punk, au apărut câteva numere. În 94 a apărut primul, noi nu mai știm cine a scris și ce a scris. Copiam din reviste, traduceam un text din... Le mai aveți? Eu am, da, noi am făcut o expoziție, nu știu dacă știi. Eu cu Raluca Oanci am făcut expoziție post-punk la rezidența BRD, scena nouă, acum un an. Și am vorbit foarte mult despre, să spunem, pierderea chipului în mișcarea punk. Am plecat de la Craiova. Dar fanzinul e asta. Fanzinul este o revistă făcută în comun. Nu contează cine spune. Important e ce spune și faptul că se spune împreună. Acest împreună s-a pierdut, după părerea mea. Și de aici intuiția asta sau sentimentul ăsta al misionarismului individual făcut de unii de astăzi. O să-ți mai dau un exemplu. Un foarte bun prieten al meu a stat de vreo două ori în China, da? Odată un an, odată vreo 6 luni. Și a descoperit, nici nu vreau să spun orașul, că știu că sunt paranoic și știu că au o poliție, nu vreau să bag pe nimeni în cofă, au o poliție internațională, știi ce zic, nu? Da. Ok. Dar a descoperit un bar de punk cu un patron care avea trupă de punk în China, într-unul din marile orașe din China, și avea o trupă de punk, iar menirea acelei trupe era să cânte pro-democrație, ceea ce presupunea alternanța la putere și libertățile individuale. Și asta era menirea. Cam când se întâmpla asta, cred, a făcut vreo 6 ani în urmă, mi-a apărut un feed, o știre cu Rage Against the Machine, care se reunește, fac ei o reunire și va costa, ca ieșit și ceva scandal, cel puțin la acea vreme era o grămadă bani chiar și pentru biletele din Statele Unite, undeva la $300 biletul. Și am zis, bă băieți, mâncavași, adică suntem de stânga până e vorba de bani în cont, că ești Rage Against the Machine, dar uite-te la băieții ăia din China, că ea sunt pe bune. Da. E clar că... Adică e un tip de impostură care m-a scos din zminte. Da, dă-te în mătă de aici. Este enervant asta și mie îmi place această
Eu o numesc dialectică punk is dead, punk's not dead. Ceea ce e interesant la punk, după părerea mea, cel mai interesant. Acum, obiectiv vorbim, dar încerc să mă rup un pic de faptul, de experiența mea de punker, este tocmai această ducere la limita autenticității. Adică punk-ul durează puțin. Punk-ul autentic, mișcarea punk are 4 ani. Da? 73-74 până în 79 când moare Sid Vicious. În acești 4 ani a existat aproape din start, ca asta vreau să-i spun, aproape de la naștere, ideea de punk is dead. Da? Și imediat punk is dead. E, acest conflict, această tensiune între punk is dead, vezi unde duce, adică autenticitatea asta radicală, nu? Asta e a radicalismului, revoltei autentice, al faptului că noi ne opunem consumerismului, societății spectacolului, ne opunem mainstream-ului cultural, că suntem contra, da? Că nu suntem individualiști, că încercăm să rupem tocmai autoritatea autorului, că muzica să fie simplă, cum să spun, la gunoi cu cârnații progres rock-ului, Led Zeppelin și așa mai departe, că muzica ține de atitudine, că zgomotul, problema zgomotului care e foarte importantă în punk, a bruitismului, da? Da, forța brută. A disarmoniei, iar din punct de vedere estetic mi se pare excelent, a disarmoniei, a muzicii fără mare armonie sau chiar fără armonie, adică tendința de a dezarmoniza armonia, durează puțin. Pentru că în același timp, după părerea mea, e și de netrăit. Adică unde poți să duci muzica în disarmonie sau cât de bruitistă să fie? Uite și la noi, Bautăn. Ei cântă o muzică industrială, originea e o muzică industrială, un fabric și așa mai departe, însă să rămâi aici, asta e ideea, să rămâi aici este și autenticitatea pură, dar și extrem de greu de rămas. Asta e problema. Și atunci, ceea ce cred că e foarte important de gândit, este că în același timp, punk-ul este cumva un manifest al faptului că se poate și fără cum să spun, putere, faptul de a avea putere, de a avea capital financiar, simbol și așa mai departe, dar în același timp e și greu de rămas în autenticul pur. Și de aici conflictul punk is dead, punk's not dead, mi se pare genial. Mai ales că vine foarte devreme. Nu? În momentul în care apar primele trupe de post-punk, spune să nu-i mai punk. Punk-ul adevărat, nu știu, Pistols, primul album, Ramones, Iggy Pop, primele concerte, Patti Smith, primele concerte, Velvet Underground, Heroin, și rămân la ăsta. Ăla e punk-ul autentic. Și aici mi se pare foarte tare tensiunea asta. Mi se pare foarte tare tensiunea asta. Între punk is dead, punk's not dead, autentic, inautentic. Și faptul că totuși punk-ul se ramifică în post-punk și atâta. Vorbim de pop-punk, de techno. Da, și dincolo de asta, cred că vorbim de o atitudine și de o raportare la... Da. Da, uite, vreau să mă laud un pic, lucrez la tema asta, la orizontul ăsta. Am fost în Franța la o conferință despre punk, și dacă ai văzut pe Facebook. Cred că am văzut ceva, da. Am văzut un banner sau, mă rog. Exact, da. Am descoperit o școală, ca să spun așa, de fapt doi tipi. Un profesor de la Bordeaux și o profesoară de la Tours, care tipa e și cercetătoare la CNRS, și au un proiect de ani de zile, de vreo 6 ani, se numește PINT, Punk is Not Dead, o cercetare filozofică, muzicală, sociologică, antropologică și mai departe, de a punk-ului din anii 70-74 până în 2006. Și ei vor să strângă arhiva, în fine, sunt foarte activi, mi-a plăcut foarte tare și am fost și eu. A fost acum 2 ani, dar eram în pandemie și a fost online și acum am fost la Paris. Foarte fain. Ce am spus eu în conferința, și asta mi se pare, este cumva o analiză, să facem o analiză a dimensiunii etice a punk-ului. Pentru că cea politică și estetică s-au făcut. Adică cea politică de revoltă anarhistă, de militantism, am spus aici. Cea estetică, evident. Ce am mai spus? Să zicem moștenire dadaista punk-ului, radicalitate, transgresiune față de norme academice, bruitism. Ce am văzut? Disarmonie, tot ce ține de spațiul ăsta al simplității și chiar al afonismului, ca să spun așa. Și găsim un punk, și ca atitudine. Acei foarte mișto. Vicious, da.
Exact, exact. Se spune că nu cântă. Aici toți muzicienii, păi ce punk, nu știu să cântă, dar tocmai asta e și ideea. Iei o chitară, ce spune și tipul de la Berurier Noir. Important este să iei o chitară și să ai o energie bună. Mi se pare foarte fain asta și Berurier Noir, pentru că e o trupă excelentă și, să spun, extrem de importantă în istoria punkului francez. Ei, dar dimensiunea etică s-a analizat mai puțin și mi se pare foarte fain. Eu leg de cinismul anti. Să leg tocmai tipul de atitudine pozitivă de viața în stradă, viața în grup, scoatare, care evident ai și dimensiunea politică, economică, estetică, dar ai și dimensiunea etică. De a face... Apropo de dimensiunea politică, socială, estetică, da? Mi-ai definit în lucrarea, în povestea de la Paris, da? Mi-ai definit o perioadă definită de timp. În ultimii 3, 4, 5 ani, uite, am încasat de pildă câteva știri. Patti Smith, de care făcurăm vorbire mai devreme, s-a dezis de rock and roll nigger, da? Nu mai avem voie să așa. Rolling Stones nu mai cântă Brown Sugar pentru că s-au trezit unii să facă scandal că e rasism, că acum totul e rasism. Fairy Tales of New York de la Pogues are cuvântul faggot și nu prea se mai dă pe radio din cauza asta, până dacă vrei și cel mai progresist dintre toți, tata la progresist, mâncați-aș, Lou Reed, da? S-a trezit cu probleme cu, cred că Take a Walk on the Wild Side, este un el care se rea de pe picioare, se îmbracă în femeie în New York-ul anilor 70 și se duce la club. Ei, iar imaginea asta că se rea de pe picioare, au fost niște trans mai puritani care au zis, oh, așa ceva, Doamne ferește. Da. Trăim vremurile astea acum. Da, sunt vremuri complicate, după părerea mea. Avem nevoie de niște punkiști autentici, pe unde sunt... Mă tem că punk-ul a murit. Ca să o spună un punker. Băi, dar asta dacă vine de la tine încep să mă îngrijoreze. Da, dar eu cred că punk-ul a murit. La mine sunt cumva, sau cel puțin asta cred. Ce n-a murit este un fel de atitudine care o vezi însă diluată, mascată, fie în artă, fie în literatură. Însă punk-ul, atitudinea, asta vreau să spun, etică, eu nu mai văd. Da, eu nu pot. Eu mă abțin să dau răspunsul la acest tip de probleme, pentru că în primul rând nu le prind foarte bine. Adică ceea ce a fost radical acum devine fascisoid, se decontextualizează. Adică știi ce cred că s-a pierdut foarte tare în epoca contemporană și de asta nici nu vreau să răspund, ironia. Iar ironia punk-ului este fundamental ironic. Ironic. De la prea mult bine sau? Poftim? De la prea mult bine? Eu nu-mi dau seama. S-a pierdut umorul, ironia. De asta și leg punk-ul de cinism. Pentru că, și nu neapărat ironia asta ușoară, nu. Pur și simplu ironia grețoasă, sarcasmul. Sarcasmul și zeflemeaua. Iar punk-ul a fost asta. Adică că poți lași păr sau te razi. Tot un tip de revoltă e, ca să zic. Dacă îți lași părul, e revoltă față de un corp curat, superprizat de societatea de consum. Dacă te razi, poți să, nu știu, să fie un fel de copie a la Andy Warhol, a unui societăți hiperpuritane. Curate și un corp sănătos, un corp frumos, un corp bibilit, estetizat și așa mai departe. Însă punk-ul a funcționat pe asta și de-aia nu cred că ele se bat cap în cap, ci problema este în ce dispoziție ești tu să vezi lucrurile astea. Evident că dacă ești într-o dispoziție serioasă și au dreptate în același timp, e clar că poți să vezi urme de macisme, de fascism. Fascism, ai tot așa în ghilimele. Dar uităm că în contextul în care ele sunt făcute, puteau să fie extrem de ironice, ai tot felul de exemplu, vastica la Silviu, ce nu era nazist, ci era tocmai pentru a șoca. Însă asta, dacă spui, a purtat svastica, era un nazist, așa mai departe. Deci depinde, am spus, dacă ironia și umorul, care sunt fundamentale pentru punk, după părerea mea,
dacă le pierzi ironia și umorul, nu pierzi sâmburele revoltei. Să-ți mai spun o treabă. Eram într-o zi, mergeam pe stradă, da, și aveam în căști un playlist făcut destul de ampule, adică era o ciurbă totală. Și la un moment dat a mers un Radiohead. Da, mergeam un Radiohead și, băi, după Radiohead ăla, cred că mi-a intrat un Metallica, dar după albumul ăla de cover-uri Garish Days. Și am avut o senzație de parcă m-am trezit după boală. Și a fost o de-aia așa, știi? Bă... și cred că Radiohead a fost prima trupă care m-a făcut să conștientizez că pop culture-ul și mai prin vocea lor cel puțin, dar nu, că aici acum s-a mers mai departe, a reușit să marketizeze depresia. Și tot pop culture-ul ăsta pe care îl încasăm astăzi, bă, este din ce în ce mai creepy. Și nu mai găsești bucuria de viață dintr-un album Beatles. Dau un exemplu, da? Bucuria de a sta pe scenă într-un album Beatles. Băi, totul trebuie să fie creepy, totul trebuie să fie nasol. Acum nici nu știu dacă a fost premonitoriu sau a fost ca o mantra a vremurilor pe care le trăim. Paranoia is saving the good information. Asta e de la Burroughs. Da. Dar trebuie să vedem și contextul de astăzi. E adevărul că se râde mai puțin. Tot Felix Guattari are o propoziție care mi-e place foarte, foarte tare și l-ador pe acest autor, cred că e cel mai aproape de sufletul meu. Spune sentimentul de bucuria de a exista, sentimentul de fericire al existenței pe cale de dispariție. Spune, nu numai, are un articol foarte fain tradus de Bogdan Ghiu, cele trei ecologii, se pare că acolo e această propoziție, și spune, nu doar... să spunem, specii de animale dispar, nu doar plante și așa mai departe, distrugem planeta, ci pur și simplu se distrug și anumite afecte. Iar observăm astăzi că trăim într-o lume mai a depresiei, ca să spun așa. Și atunci ai dreptate, se marketează și acest sentiment de deznădejde, de ăsta se vinde bine. Da, e o perioadă. Știi ce cred că trebuie făcut? Nu cred că trebuie să plângem. Mă enervează tipul ăsta de conservatori. Băi, pe vremea noastră, panchiștii, sipioții, rockerii de altă dată au fost cei buni. Deci, ăsta e un soi de conflict pe care l-am eu cu mine. Fac o paranteză, scuză-mă. Țineți ideea. E un conflict pe care l-am eu cu mine pentru că câteodată am treaba asta. Bă, dar nu erau lucrurile așa. Adică pe vremea mea, știi? Pe vremea mea. Zic, stai frate un pic, ăștia chiar s-au stricat. Exact. Și să nu uităm că și pe vremea noastră erau niște violențe de nedescris. Am asistat la niște violențe între punker și rocker și totuși eram pe același teritoriu. Absolut nocive. Cred că am o amintire cu voi când ați cântat la un moment dat în ceea ce se numea backstage în București. Eu nu știu dacă mai eram atunci. Știu că am și a ieșit înăuntru, nu era, dar afară a ieșit o bătaie generalizată și la un moment dat am ieșit și am luat-o pe lângă zid așa și în mijloc era Vlad Gorneanu de la formația SOB care încerca să îi împăciuiască pe toți. Dar era undeva prin 90. A ieșit bătaie, așa, la unele mai puternic, unele mai puțin. Ei, nici bătăi nu mai ies, uite, s-a dus testosteronul, da. Știi că erau niște scandaluri înfiorătoare. Versus acum pun unii problema că ar trebui să mai lucrăm chimic la noi, că avem prea mult testosteron și asta ne face mascul toxici. Da, unde ducem violența? Tot o întrebare a lui Guattari, ce ne face cu violența copiilor, că nu știi de unde apare. Dar în fine... Asta, ce cred că e bine și pentru noi, pentru viețile noastre, noi să vorbim de o vârstă de aur a adolescenței noastre și a generației noastre, că asta o fac toți bătrânii nostalgici după tinerețe, și să vedem în pozitivitatea aia această societate. Eu tot mi-ai spus că ești profesor de liceu. Măi, nu știu, mie îmi place foarte mult generația asta. E mult mai luminată ca noi. Noi eram niște... Știu ce spui, am o fică de 17 ani, știu ce spui, dar e un gap. Da. Da, trebuie văzut cum sunt ei, au alte plăceri, au alt tip de raport, sunt generația digitală. Noi nu eram așa. Adică, asta nu înseamnă că ei trebuie văzuți doar negativ. Știi, voi nu mai aveți revolte, nu vă mai faceți grup, sunteți individualiști, sunteți triști, sunteți deprimați.
Poate există și aici speranțe, dar trebuie să noi să fim atenți, că noi suntem problema. Ei își duc, o duc mai departe. Vreau să-ți mai zic o chestie, mi-a plăcut foarte tare. Eram în Franța, apropo, și făceam un seminar și avea un profesor brazilian, trăise mai 68 în Franța, Revoluția Comunistă, mare, hipio și așa mai departe. Și eram opt, pe care i-a lăsese el așa mai stângiști, și fica lui, care era studentă la sociologie. Și el tot vorbea de criza societății de astăzi, că nu mai există revoltă, că nu mai avem idealuri, nu mai avem vise, că mulți s-au sinucis pentru visul comunist. S-a schimbat și clasa muncitoare între timp. Exact. Nu mai avem luptă de clasă, că totul e un grid ăsta de nu știi de unde să apucăm lumea de astăzi. Ca stânga. Dar ăsta a dat un răspuns extraordinar. Dar lasă-ne să ne trăim generația. El simțea o sufocare, evident, mai ales că trăise adolescența și tinerețea în mai 68. Îți dai seama ce euforii revoluționare au trecut prin ei și ne-a și povestit. E clar, a fost o perioadă extremă de eliberare a multor, sau de depășire al multor dominații sociale, politice, sexuale și așa mai departe. Dar în același timp să faci din ea o epocă, cum să spun, tutore și să nu să-i judecăm pe cei de astăzi doar după acele vremuri, e foarte greu. Și fica lui i-a răspuns foarte fain. Lasă-ne să ne trăim epoca. Avem și noi lucruri care ne dau impulsul de a trăi și de a spera. Deci, în primul rând, gândește-te că într-o zi o să povestim la nepoți că suntem născuți înaintea internetului. O să fie suprarealist. Da. Mai e o treabă, era de neconceput pentru mine, cel puțin cred că acum vreo 15-20 de ani, ca să dau un mesaj cuiva și care acel cineva este în partea cealaltă a planetei și să zbârne telefonul în momentul de în buzunar, știi? Și uite-te unde s-a ajuns acum, în zona de AI și nu știu ce. Pot să înțeleg gap-ul ăsta între generații? Mi-e foarte limpede. Cumva, în ceea ce mă privește, am reușit până acum, cel puțin sau cel puțin în ultimii ani, să am prieteni cam în fiecare generație sau oameni cu care să interacționez relativ des, să țin un soi de contact. Slavă Domnului și din motivul de social media. Ceea ce mă ajută să am o viziune cumva mai de ansamblu, să am un soi de acces la the big picture. Știi că văd cum funcționează și aia, și aia, și aia. Este întotdeauna o mirare, deci jur că este întotdeauna o mirare, mai ales ce vine din zona de 17 ani, de adolescența de acum. Îmi place foarte mult. Îmi plac multe din discuțiile lor, din raportul la ceilalți, la propriul corp, mi se par mai fain decât eram, cel puțin din punctul meu de vedere. Noi chiar dacă aveam pe buze libertate, revoltă, post-revoluție și așa mai departe, că trebuie să vedem și cum a apărut punk-ul în Craiova și Timișoara, era într-o perioadă de sărăcie foarte mare și de violență, respiram violență în anii 90. Mm-hmm, știu, dar e foarte interesant asta, ca fenomen social. Exact, a prins foarte tare. Dar iau au mai informați. Sunt mai informați ca noi, chiar dacă nu pare și spune că sunt dependenți și așa mai departe, e și asta, dar sunt mult mai informați. Doar că nouă ne e frică de ei și nu e altceva. Noi adulții avem o problemă cu generația lor. Dacă stai bine să te gândești, nu e nimic. Îmi place să cred că ai dreptate și că optimismul tău nu este îngrijorător. Da. Și nu neapărat raportat la ei, ci până când vor ajunge ei într-o zonă de putere și în zona de social. Că... Important e atenția. Dar de a-i critica din start mi se pare cea mai greșită. Absolut. Treaba este în felul următor. Părinților noștri, da, le-a fost mult mai greu și au dus o viață mult mai grea decât noi. Noi am dus o viață relativ de lux. Raportat la... am această imagine a lumii. Suntem 8 miliarde, da? Occidentul reprezintă sub 1 miliard. Avem WC-uri unde ne facem nevoile în apă, electricitate, un acoperiș deasupra capului, apă curentă și gaze, da? Plus internet. Păi nu e așa în toată lumea.
Știi? Iar faptul că copiii noștri beneficiază de treaba asta, s-ar putea să-i lase cu instinctele foarte, foarte jos. Era și un celebru emir din nu știu ce țară care spunea: eu am muncit o viață întreagă pentru că mindset-ul meu a fost, ajunsese milionar sau miliardar între timp, dar zice, mindset-ul meu a fost să am și un Mercedes. Era raportul ăsta de bunăstare. Fiul meu are un Ferrari, dar nepotul meu s-ar putea să meargă din nou cu cămilele. Mai zis de optimism. Optimismul meu este un fel de revoltă de a nu fi pesimist total. În sensul ăsta, e posibil să fie asta. Dar dacă nu e așa, adică dacă, să spunem, generația se duce în prăpastie, tot ce vine de acum, își pierd anumite skill-uri, că aici e problema, niște skill-uri sociale, totul devine un confort, ceea ce nu e adevărat în lumea a treia sau în restul lumii. Exact, sau în restul lumii, exact, ăsta e termenul. Dar poate se găsește și alte forme. Asta vreau să spun. Eu vreau să rămână optimist ca să nu deșirăm, că altfel ne dăm capul de pereți. Absolut. Ce cred că s-a pierdut, și aici am și eu o nostalgie, este un tip de socialitate. Sper din tot sufletul ca ei să poată să-și creeze și ei, de să spun, anumite speranțe care să le facă grup. Ce cred că societatea, și aici sunt eu de stânga în sensul, să zicem, profund, este că societatea nu poate funcționa cu acest tip de individualism exacerbat. Nu poți, nu ai cum dacă nu știi să faci societate. În sensul politic, să spunem așa, intelectual al termenului, dar și de a face grup, de a lega prietenii strânse. Cred că aici este o problemă. Dacă noile generații găsesc posibilitatea de a face grup, de a milita pentru un scop comun, ce fac astăzi anumite voci individuale, dacă Occupy ar fi devenit, să zicem, o formă socială sau politică de revendicări mult mai serioasă, dacă se găsesc surse de rezistență, de rezistență la hegemonie, atunci avem viitor. Dacă nu, se alege praful. Cred că o societate hiperindividualizată e sortită, este apocalipsei. Există asta mai de stânga. Iar ce plângem noi este mai degrabă un tip de socialitate. Evident, toate nostalgiile sunt de prieteniile noastre, bețiile noastre, întâlnirile noastre, revoltele, piața universitară. Știi cum se spune, ce ascultam la 16 ani, ascultăm toată viața. Copim? Ce ascultam la 16 ani, ascultăm toată viața, ca muzici, așa. Exact. Încă, da. Eu încerc să ascult și ce se întâmplă astăzi, dar într-adevăr mă trage muzica anilor 80-90, mai ales. Există o... mi-a apărut la un moment dat un feed și am avut și timp și curiozitate să văd asta. Mi-a apărut un interviu cu Silviu Burcan. Avem și bormașină, să fie treaba muncitorească până la urmă. Mi-a apărut un interviu cu Silviu Burcan din 1988, dat la Europa Liberă. Moment în care el săpa din greu pe Ceaușescu, dar două chestii pe care el le spunea. Spunea că o problemă a Estului, da, comunist, că atunci așa era împățită lumea de la Berlin spre dreapta, este că nu mai dă drumul la libertatea de expresie pentru expunere de idei, pentru o evoluție a socialismului, zicea el. Dar că, uite, și că în contrapartidă, Occidentul are în fiecare facultate câte niște profesori care sunt marxiști pe bune, adică ei predau cu convingere treaba asta. Versus am ajuns într-o situație în care, uite, de pildă în Statele Unite, în prima linie de luptă cu cancel culture-ul sunt comedianții. Și spunea unul, zice, băi, zice, eu am făcut o glumă, eu sunt așa, zice, sunt de centru stânga. Cumva eu personal mă raportez la treaba asta. Și am făcut o glumă. Acum 10 ani de zile, omul a beneficiat de ceea ce se numește cancel culture, dar să spun cum zice, am făcut o glumă acum 10 ani de zile care era la limită. Da? Între timp mi-am luat toate palmele după ceafă pentru gluma aia. Dar zice, voi ați mutat linia.
Și trăim într-un moment, dacă mă întrebi, că e și asta o chestie destul de importantă în toată dinamica asta socială. Băi, stânga ar trebui, în lumea noastră din care ne tragem, să socialistă, să zicem. Da, vine dreapta care face bani și face profit și stânga mai egalizează prin măsuri sociale balanța, da? Pentru clasa muncitoare. Dar ce să vezi, s-a schimbat clasa muncitoare. Adică clasa muncitoare nu mai sunt aia, cel puțin la noi, care fac piulițe și șuruburi. Clasa, iar aia care spală mașini, crede-mă, nu se reprezentați de nimeni, de pildă. Sau care muncesc pe șantier. Dar clasa socială acum este formată din oameni care lucrez în corporații. Trăim vremurile astea. Da, mie ți-am zis, am anumite rețineri, pentru că încă nu e prea aproape de noi ca să-mi dau așa cu... Știu ce spui. Voiam să știu cum se vede la tine. Până ochiul de unui panchist autentic. Eu am probleme, nu răspunsuri. Chiar sunt destul de intrigat de tipul ăsta de conflicte. Sunt împotriva unor glume sau a umorului fascisoid, ca să spun așa. În același timp, trebuie să vedem într-adevăr unde sunt limitele. Dacă limitele sunt atât de deplasabile și de la o zi la alta, atunci evident că trăim ca un spectru securitar asupra gândirii noastre. Faptul că în orice moment poți să greșești și atunci poți să rănești, nu știu, pe cineva cu care tu nu ai intenția să-l rănești. Se simte atacat și așa mai departe. Nu știu, poți să faci o glumă despre moldoveni sau despre olteni. Și la un moment dat se trezesc oltenii cu conștiința de sine și pentru sine că, băi, ne atacați identitatea. De asta spun. După părerea mea, trebuie văzut foarte bine ce înseamnă această identitate și dacă ce înseamnă a răni. Aici am o chestie pe care vreau să spun, că ar fi un răspuns, cred că, destul de bun. Sarkozy a încercat să facă o reformă în drept și el spune o propoziție care a fost dezbătută aproape un an de zile în intelectualitatea franceză. Și eu mă gândesc tipul ăla. El spune, trebuie să pedepsim pentru ca victima să-și facă doliu. Asta e o propoziție de președinte. Victima să-și facă? Să-și facă doliu. Mi-a rămas în cap, m-a gândit și eu foarte mult la ea, s-am zis, a fost super dezbătută și analizată. Din punct de vedere al dreptului, e o propoziție totală ieșită din comun. Pentru Absolut. Că legea trebuie să pedepsească, să echilibreze, da? Să pedepsească și apoi să, toată cu pedeapsa, trebuie să ierte. Nu e nicio treabă legea cu sentimentul, până la urmă. Adică, se spune și cred că Badiou a spus asta, este o nouă, o reîntoarcere sub altă formă a răzbunării. Adică noi pedepsim pe cineva care a făcut o infracțiune, oricare ar fi ea, ca victima să poată să-și facă doliu. Adică cu speranța că dacă ăla e pedepsit, tu te vei vindeca. Sau tu nu vei mai suferi atât de mult. Evident, din punct de vedere al dreptului și al societății, al armoniei sociale, e o demență. Adică, nu știu, unul îți dă o palmă și atunci e un fel de răzbunare, ca să zic. Nu, o răzbunare plecând nu va mai fi, să spunem, dreptul vendeta, ca în perioada germanică, însă va fi prin intermediul afecțiunii. Adică dacă ți omoară o rudă, dacă ăla e pedepsit, prins și pedepsit cu pedepsa cu moartea, tu vei trece mai ușor. Evident că e o problemă foarte mare, așa e și cu cancer. Sincer, da, am înțeles ce spui. Mi se pare o aberație. Exact. E un fel de răzbunare, adică mai rănit, ori să te expună public. Aici e o problemă. Într-adevăr, noi suntem conștienți de suferința celuilalt, adică există victime. Nu spunem asta. Dar piața s-a umplut în ultima vreme de foarte mulți impostori și impostoare, o spun eu, da. Care odată n-au niciun respect pentru victimele reale. Exact. Înțelegi? Și vin în presă și mi-au Me Too și mai mult. Cel care agresorul are și el dreptul la ispășire. De asta spun, de-aia dau exemplu din drept. Pentru că legea spunea, ești pedepsit 7 ani pentru că ai dat o palmă, însă după 7 ani tu nu mai duci în cârcă
vina. Și aici e o problemă. Adică legea iluministă, kantiană, modernă, spunea vom măsura cantitativ, vom pedepsi actul. Asta era ideea fundamentală. Mm-hmm. Asta pentru că e foarte interesant, vorbeam în dezbaterea despre limitele vinei și responsabilității și atacul identitar. Adică ai pedeapsă, ai lege, act, pedeapsă. După ce ți-ai după ce ai fost pedepsit, tu nu mai ești vinovat. Tu nu mai duci în cârcă și așa mai departe. Pe când astăzi vezi ideea asta, să, ca tu să-ți faci doliu, ca cel care e victima, aici e forma, să spunem, clasică a unei vine de drept, a unei vine, să spunem, care transgresează legea, dar poate să fii vinovat că, nu știu, i-ai spus cuiva, ești un bău. Și atunci, tu trebuie să fii pedepsit, pentru că mi-ai spus lucru, pentru că altfel, dacă tu nu ești pedepsit, eu nu pot să-mi fac travaliu de însănătoșire. Evident, marea problemă este că niciodată nu ajungi la un punct stabil. Victima întotdeauna se va mai victimiza, niciodată nu vei găsi pedepsa corectă și intri într-o vendetă, ca să zic, într-o vendetă a normelor. Strigi mai și la tare lucrurile. Da. Exact, aici e problema. Știu unde o să te contrazic eu la libertatea de a spune absolut orice. Eu consider că suntem liberi să spunem absolut orice prostie, că nu știi niciodată când se naște ceva. Și a pune pumnul în gură cuiva pentru că ți-a rănit, ție, nu știu, ți-a lezat, mai bine zis, asta e cuvântul, ți-a lezat, te mirce sentimente, mi se pare un moft. Am să-ți dau un exemplu de glumă la care eu am râs. Este un și care a avut probleme din cauza asta. Este un comediant american, Andrew Schultz, îl cheamă și el explica așa. Zice, eu respect foarte mult femeia. Da? Și am văzut de pildă în Canada, da? Că femeia este pusă pe funcții de conducere aproape egal cu bărbatul. Avem și echivalentul în Suedia, da? Femeia ocupă foarte multe funcții de conducere în tot constructul social, foarte multe femei ingineri și în zona asta. Atâta doar că te duci seara cu iubita acasă și nu, ce mâncăm baby diseară? Păi nu mâncăm Canadian, că și nici Swedish, că nu există. Dar unde e mâncarea bună, să întreabă el? Unde se face mâncare bună pe planeta asta? Păi în Est. Și de aici putem să mergem oriunde, înțelegi? Da, da, da. N-ai cum să interzici așa ceva, sorry, n-ai cum. Deși el a lezat, nu-i așa, pe feministele cu siguranță. Da, dar da, nu, cred că acolo unde ți-am zis, mie mi-e foarte greu, dar cred că acolo unde glumele dau un atac la persoană și un atac identitar serios, în sensul cel mai tare, atunci nu că interzise, dar trebuie blamate, după părerea mea. Acolo unde sunt fascisme, unde romii sunt edificați cu ciorile, unde sunt, nu sunt multe, ca să spun așa. Dar cele care țin de cumva de un spațiu al limitei și al jocul limitei, acolo cred că nu trebuie interveni, pentru că ăsta e umorul, până la urmă, și ăsta e ironia. Numai tipul ăsta de luarea la, nu, ironia asta să iei de la distanță, să iei o chestie. Băi, și vorbim pe fapte, adică stai un pic. Vorbim pe fapte. Da, nu știu, mi-am amintesc de Zizek, spune, nu? Doamne, noi aveam glume. Așa, Zizek sau Zizek, da. Exact, lume cu croații și sârbi, nu știu cum se masturbează un sârb. Păi își face o gaură, ca la noi cu oltenii și moldovenii și bucureștenii, își face o gaură în pământ și așteaptă un cutremur. Și mai departe. Așa sunt glume, Zizek spunea, sau Zizek, cum zic, spunea că sunt glume care unesc. Aici e o problemă, că sunt unele glume care speculează diferența, însă ele unesc de fapt. Și aici, de asta spun, dacă se pierde, eu asta cred, că societatea contemporană începe să-și piardă tipul ăsta de ironie. Eu de-aia și leg punk-ul și îmi place foarte tare, pentru că punk-ul este zeflemitor, a fost ironic în, cum să spun, subcultura cea mai ironică, cea mai ironică și cea mai zeflemitoare și, cum să spun, de punere în
în spectacol, ca să zic, în comedie a lumii, așa cum făceau și cinicii. Și atunci cred că ironia face să nu tocmai lipsa ironiei face război, face conflict. Am această imagine cinematografică. Aici cred că s-a pierdut această dimensiune și de asta cred că orice mică transgresiune devine de strigătoare la cer. Am această, cum îi spune, imagine cinematografică a tocmai ce ai spus, da? Există în primul Trainspotting o scenă la un moment dat în care e plină de imagini din Londra. Da? Londra aia de bunăstare și cântă ceva disco, SMC, I Feeling My Love, odată. Și în toate imaginile alea din Londra sunt prezentați și niște panchiști care erau acolo ca obiectiv turistic, știi? Ce mi s-a părut ironia absolută. Zic, uite mă! Uite, treaba aia nu mai e. Dar punk-ul e ironic. Nașterea lui este ironică. Ironia era pe... Cum să spun asta? Vreau să spun. Ironia și umorul. Panco ironizează hipioții, se ironizează autoironia. Stai două secunde, autoironia e fundamentală. Măi, păi dacă hipioții conduc lumea acum, nu e nevoie să vină și panchiștii după, că uite, băi, stop, eu sunt pesimist. Bă, am spus, eu sunt optimist, nu doar din cauza bolii, scuze, ci că să nu leșim. Optimismul la mine, vorbesc serios, e o terapie, pentru că altfel aș intra într-un joc al efectelor negative care mie îmi displace total. Un lector de Gilles Deleuze, el spune să te ferești de afectele triste. Afectele triste sunt afectele tiranilor. Am văzut într-o zi o domnișoară, cred că vreo 17 ani, în metrou, care vorbea destul de ostentativ și tare la telefon cu cineva, nu știu cu cine, dar spunea, cum să spun, din discuție am înțeles că era de neconceput, da, cum să fii domnișoară la 17 ani să nu te duci la psihoterapeut. What? Da. Eu aveam alte probleme la 17 ani, jur, adică punk rock și fete, adică sexul femeiesc aia era... Pot fi de acord că eram un idiot absolut, pot fi de acord. Multe nu s-au schimbat, dar whatever, înțelegi, nu... Idiotul în sensul Dostoevskian, nu? Cred că în cel mai pur sens al... Fancy rocker, știi? În fine. Da, dar eu ți-am spus asta, cred că dacă plânge și pesimismul, cred că vine de aici, din faptul că trăim într-o lume tristă, din ce în ce mai tristă. Și nu tristă în sensul, cum să spun, artistic, profund, ci tristă în sensul gri, depresiv. Da, poți să spui așa ca o unitate de măsură. Suntem amândoi, da, putem să spunem asta, și eu cel puțin sunt și ascultător de punk și destul de mult. Și unul din aia care îl iubește pe Lydon, care acum participă din partea Irlandei la Eurovision, ce să vezi. Pe Irlandei și la Lydon, multă. Bineînțeles. Care a iubit stângismul lui The Clash. Da, știi? Da. Dacă ar fi să pun așa ca o unitate de măsură, zic, bă, vreau și eu, aș vrea niște banduri acum, da, fresh, care să aibă, să reprezinte niște voci. Poate că nu mi-am dat eu prea mult cu urechea în zona asta, poate când sunt și o victimă a lor care ascultă ce ascultă la 16 ani. Versus, vine și o statistică lui Spotify, 80% din abonații lui Spotify ascultă classic rock. Da. Ți-am spus, eu nu sunt pesimist. Eu cred că există posibilități. Acum e și mai greu să le căutăm, pentru că sunt multe lucruri date și avem sentimentul că astea sunt. Dar trebuie căutate. Cred că facem un efort mai mare, pentru că e o puzderie, e o pădure prea mare acum. Și ți-am zis, eu nu vreau să cad în pesimist. Oricum ar fi, caut cu disperare locuri de trăit și locuri de bucurie. Știind că lângă noi avem un război, știind că suntem într-o societate hiperdepresivă și... Nevrotică. Depresivă mai degrabă. E o carte pe care o
chiar vreau așa, cu orice preț o amintesc, care pe mine m-a tulburat și cred că mi-a transformat viața. Alain Robert, e un sociolog francez, se numește La fatigue d'être soi-même, depresiune et société. Oboseala de a fi tu însuți, depresie și societate. Și el face o analiză foarte faină, plecând de la Freud, Foucault, despre trecerea de la nevroza din perioada lui Freud, nevroza de război mai degrabă, societate nevrotică la o societate depresivă. Și asta pentru că societatea hiperliberală, neoliberală de astăzi funcționează după norme de depășire de sine. Dar de depășire pe sine, nu în stilul nicean, de a te depăși ca forță și ca afirmație, ci depășire în sensul performanței sportive. Trăim într-o lume a performanței, să fii întotdeauna mai bun decât ești, să fii mai performant în familie, sexual, în societate, să muncești mai mult, să produci mai mult. Ce spune efectul acestui tip de normă, devenită normă sportivă, devenită socială, de depășire a recordului, de a fi recordman în viața ta, este depresia. Și spune, nu nevroza este asta, ci depresia. Depresia este apărarea psihică față de aceste norme de ultra-performanță pe care ți le trebuie societate. De exemplu, e o formă de rezistență astăzi, acolo unde se cere să fii activ, proactiv, să fii curat, să fii sănătos, nu știi ce înseamnă asta, să bei puțin, să fumezi puțin, să totul să fie fără cofeină, fără zahăr, fără nu știu ce, atunci efectul va fi tocmai depresia. Și eu cred că este un lucru esențial. Vreau să te contrazic în două treburi aici. Să te contrazic pe o treabă și pe un palier și pe celălalt palier o să-ți dau dreptate. Am văzut că în Occident, sau cel puțin în Statele Unite, au intrat în zona asta de școli, da? Și zona universitară, dar și mai jos, ideea de a elimina competiția. Adică joacă două echipe de fotbal, să zicem, da? Dar nu spune niciodată care e câștigătorul și e obvious, ca să nu rănim sentimentele pierzătorului. Mie personal mi se pare contraproductiv. Versus, am văzut că avem un prieten comun, Laurențiu Gheorghe Lali, așa. Da. În pandemie, că am avut în lockdown, am avut tot timpul de pe planetă să mă uit la orice, m-am uitat la un moment dat la un seminar de-al lui. Și el povestea o chestie, vorbea despre, ok, e o perioadă, trebuie să stăm în casa asta, este, da? Hai să vedem care sunt beneficiile lenii, da? În istorie. Și zice... Uite, am avut de pildă Uniunea Sovietică. Uniunea Sovietică a ajuns la un moment în care toate elitele partidului care conduceau toată structura aia au eliminat ușor-ușor toată competiția de care vorbeam mai devreme. A eliminat toată competiția, iar oamenii realmente capabili să facă diverse treburi în puncte cheie și într-un tip de lene colectivă și dintr-un tip de lehamite s-au retras din structuri și atunci tot constructul social firește că s-a prăbușit, fiind by default un construct foarte toxic care nu avea cum să funcționeze altfel decât să se prăbușească mai devreme sau mai târziu, ceea ce iată s-a și întâmplat. Dar există aceste două contradicții. Cumva, cred că... O să-ți mai dau un exemplu, am văzut de pildă marșul, unul din marșurile LGTB plus de la București, da? Era o bănuiesc domnișoară, sper să nu jignesc așa, care avea o pancardă pe care scria companiile nu ne susțin, jos capitalismul. Bă, ai iPhone în buzunar? Totuși, că, adică și de ce ar trebui să te susțină companiile și care e treaba cu capitalismul? Adică ce care cum unde? Da, interesant, evident că asta e problema fundamentală și o spui foarte bine. Evident că nu e vorba de a elimina competiția. Problema este ce tip de competiție. Și atunci ai mai multe forme de a gândi competiția. Ai competiția rivalitate. Termenul de rivalitate mi se pare foarte mișto, îl utilizează foarte bine Nietzsche, preluat de la greci. Pentru că rivalitatea față de celălalt este în primul rând rivalitate, amiciție, rivalitate. Legătura de prietenie este întotdeauna, Nietzsche spune, o, prietenul meu, rivalul meu, pentru că tu ești cel care deține adevărul propriei mele. Prin tine eu știu să mă măsor. Evident că nu trebuie să egalizezi. Aici
și eu sunt în opoziție totală față de o anumită anumite idei a egalității în sensul necompetițional. Problema e să nu faci din competiție și supracompetiție minunea tehnicii moderne. Ne-au lucrat exact. Când spuneam lucruri. Exact, exact. Nu, m-a sunat pe mine băiețelul meu. Să știi că nu pot să mai stau foarte mult, că am întâlnire cu... Ok, două întrebări și termin. Da. Ce chitară aveai în Terror Art? Oh, Doamne, era... Noi aveam scule făcute pe picioare. Nu știu, am... Inițial am împrumutat de la cineva, n-am avut bani să-mi cumpăr. Era foarte rudimentar. Asta era și... lucru frumos de la noi. Am cântat pe casetofoane, le făceam, ne combinam, aveam un prieten care se pricepea la electronică. Deci erau niște difuzoare rusești de la radiourile rusești care redau un sunet foarte bun. Distors. Avea distors deja. Da, aveai de aia distors în cutia de siringă? Exact, da. Am făcut tot ce s-a putut să avem și noi niște chitări. Am avut într-adevăr o chitară. Am cumpărat la un moment dat nouă, mai știu ce nume, dar oricum, chitări destul de proaste. Mult mai târziu am avut o chitară mai bună și așa mai departe, dar la început chiar nu mai știu, nu avea nume, era fără de nume, fără chip. Da, era foarte greu să ne procurăm și corzi și, ți-am zis, aveam Rocco, știu că aveam un casetofon, mă registram pe un casetofon rusesc, foarte greu, dar și fain, foarte greu. Bineînțeles, știu că cu Cornel de la Vanc, uite că încheiem așa ușor, aveam această discuție, zice, băi, mie îmi plăcea foarte mult Beatles și întotdeauna trebuia să derulez caseta, ăștia care învață chitară astăzi doar dau un click, adică stai un pic că e mult mai... Am prins serios epoca casetelor și acum am câteva casete, le-am expus în expoziție, am și un concert foarte mișto înregistrat de la sârbi, de Nikic, cu albumul Children of God al Swans. Ah, ok. Aveam CD-ul, da. Și vorbea de album. În sârbă, nu înțelegeam nimic. A fost fascinat. A fost unul dintre casetele mele preferate. Oricum, am foarte multe casete înregistrate de punkării din Timișoara, că de acolo am luat noi foarte multe casete, de la radiourile sârbești, pentru că ei aveau emisiuni de punk, aveau o mișcare punk mult mai serioasă decât în România, aveau și câteva libertăți sau câteva libertăți mai accentuate decât noi. Da, ar fi mișto să vorbim de punk-ul din anii 90, că e... Ultima întrebare. În numele nostalgiei și a faptului că ce ascultam la 16 ani, ascultăm o viață întreagă, da? Ceea ce nu presupune că ascultam neapărat prostii. Sau ascultam și prostii, dar nu neapărat alea, pentru că unele au constat zilele astea că nu sunt neapărat prostii. O să avem vreun Terror Art reunion, ceva? Ar fi amuzant. Rocco m-a sunat odată a zis să mai cântăm. E destul de greu, Nikic și cu tipul de la voce și tipul de la orgă sau în Germania. Ne-am gândit, ar fi foarte fain, mi-ar plăcea, dar nu când ar fi... Când a avut loc această discuție? Acum 2-3 ani. Dar nu vrem ca o revenire, ci am vrea să fie pe un proiect. Adică ce ne-ar plăcea nouă e să avem trei concerte. Unul în Timișoara, unul în Craiova, unul în București, doar atât, fără reveniri spectaculoase de boșorogi uitați de lume, ci pur și simplu pe un proiect, adică am vrea să fie și în jurul unor dezbateri, ceva ce e punk, așa mai departe, adică să adunăm la oaltă niște voci importante din anii 90, dar și din prezent, să facem niște dezbateri, nu știu, în jurul trupelor de astăzi, să cântăm împreună cu niște trupe de azi, adică aș vrea să fie... Multimedia ceva sofisticat. Un proiect nu de revenire nostalgică, ci mai degrabă de reactualizare și de problematizare a ce se întâmplă astăzi. Și asta mi-a plăcea foarte tare. Acum să vedem dacă am putea să ne unim, dacă avem bani și așa mai departe. Ar fi interesant să văd asta. Nu știu ce, nu. Asta... Ultima întrebare. Tocmai am citit un post al... Comercializarea Terror Artului, așa evităm și nostalgizarea terorului. Ok, pot să înțeleg asta. Ultima întrebare, trebuia să o pun puțin mai devreme, dar este într-un context, este o postare relativ recentă a ta de pe Facebook. Ai zis, băi, aș că am renunțat la Facebook. Ținu-se pare că...
Trebuie un om care cu siguranță a citit 1984 al lui Orwell. Facebook a devenit un soi de minister al urii. Da, da, îl simt foarte... a început să fie greață, pur și simplu greață de Facebook. Am mai avut o încercare, dar acum chiar să fie serioasă. Pot să și spun așa, îți dau din... încerc să scot toți prietenii. Am scos-o și pe iubita mea din... Vreau să-i scot pe toți, dar nu mă lasă, mă blochează. Știi? Și am scos profesorul, i-am scos pe profii mei, nu știu ce, vreau să ajung la zero prieteni. Nu vreau să abandonez cu totul, pentru că vreau să fiu totuși în contact cu unele evenimente. Dar nu vreau să mai văd feed cu poze din vacanță. Mă enervează complet, încep să mă enerveze. Dar și în teza mea eu lucrez, fac despre asta. Plec de jos, nu de sus. Nu plec de la Orwell și dominația, noua dictatură a Facebook, ci mai degrabă de la neîncetata mărturisire a oamenilor, a noastră pe Facebook. Și teza mea se numește politica mărturisirii, adică raportul între mărturisire și putere. Facebook a devenit un noul confesional, ceea ce cred că trebuie analizat din punctul de vedere. Așa cum erau spovedanile, cum apare spovedania în creștinism și cum ea s-a secularizat, nu intru în detalii, așa vedem astăzi o generalizare a micilor confesiuni pe Facebook. Când facem baie, când mergem să facem pipi, ce am mâncat, unde suntem, cu cine suntem. Lasă cheia sub preș. Exact. Și atunci, mai degrabă, Facebook pare un mare, mare confesionar. Legat, evident de supraveghere, control și așa mai departe. Asta cu siguranță. Dar e foarte interesant asta, că după vremea lui Ceaușescu eram paranoici că ne ascultă telefoanele și că suntem auziți pe oriunde și acum ne expunem fără probleme. Dar asta e teza. Nu e vreo idee complicată. Iar dacă vrei să te apuce depresia, intră pe TikTok să vezi acolo. Nu mai ai nevoie de cineva și atunci să te simți tiranizat că altul îți cere expunere publică. Astăzi o facem. Bine, cu o putere ascunsă, nu intrăm în detaliile astea, dar există putere, însă ea devine din ce în ce mai vizibilă. Problema este că noi o facem aproape în mod autonom. Noi singuri ne supraveghem unii pe alții. Deci, hai să luăm o închidere ca o metaforă. Așa, o să râzi, am auzit-o de la David Lee Roth, dar mi-a plăcut, zice Peace, Love and Heavy Weapons. Oh. Și asta am avut și o mică butadă, hipioții timp de ură. Păi, foarte mulțumesc. A fost fun, jur, a fost fun. Hai, la revedere, pa, pa. Pa, ceau, ceau. Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități.